spuma trebuie odată tăiată conducta de apă de aici, da, dusă pe partea asta până modernizăm și ne legăm în fața acolo, unde ieșim cu strada, știți? Nu știu dacă o să aibă suficientă presiune, poate trebuie pus acum copt. E presiune, da? Nu, nu. Așa, și? Și aici trebuie un pic îmbunătățită panta asta, trebuie adică puțin mai. Acolo lângă casa dânsului, la fel, deci toate pâinițele el le amenajează. Cât de tare! E fantastic! Ăsta s-a cumpărat terenul de către primărie, de la o doamnă. Care teren? Cum îl cheamă pe domnul de 95 de ani? Serafim. Serafim. Și mai cum? Îl întrebăm acum. Asta, pantea asta, da, trebuie un pic îmbunătățită. Da. Și îndulcit un pic curba asta, doamna primar, trebuie tăiat acolo o tulpină de salcâm, din colțul ăsta. Cum vă numiți? Asta trebuie să... Cum vă numiți? Cum vă numiți? Rolea Serafim. Serafim. Rolea Serafim. El este erou, el face curățenie. Uite, deci, toată lumea să-l vadă pe domnul Rolea Serafim. El a făcut curățenie aici, în aici poeniță. Am curățit, am tăiat bălării, mărăcinii, bușuroaile. A făcut teren. Vă rog, dați, să-mi dați mie îngrijire. Pentru că... Deci nu există, doamna primar, a făcut o poezie. Vine cu gunoare. Nea Serafime, ia zi poezia. Vă spun o poezie. Ia. În câmpul lungul nostru iubit, al negura s-a risipit, că avem un primar tânăr, vrenic, gospodar. De când primar a venit, câmpul lungul s-a înveselit. Oh my God. Doamna primar are un vis, să facă tot ce a promis. Iar când mandatul se va termina, noi cu toții o vom vota. Deci, măi, Aline, trebuie să faci o poză cu Rolea Serafim. Deci nu mai pot, nu există ca el. Deci nu există, mulțumesc din suflet, te rog eu frumos. Deci nu mai pot, deci el a făcut curățenie, uite, aici zicea. Vă spun imediat, am discutat cu proprietarul care este de la București, dar e de aici, de fapt, Costel. Da. Costel e dispus să ne cedeze bucata asta la schimbul bucății de sus, care e goală și a primăriei. Că între timp, nu știu, domnul Ancea cred că știe... Terenul e luat de primărie. Primăria l-a despăgubit pe proprietar. Puțin, sigur. Aline. Deci, l-a cumpărat. Nu e problema asta, dar eu întreb un lucru. Deci ca să luăm colțul ăsta, tu pe da, colțul da, da. Ăsta vorbești? Uh-huh. Adică turpina asta de aici ca să nu fie... Să vedem cumva pe aici, așa. Uh-huh. Pentru că eu, doamna primar, aici, pentru că ieșirea sa lui, și... el iese acolo, în drum. Deci adică metri sunt de, din asfalt până aici? 50 de metri. Sunt două distanțe de stâlp, 90 de metri. O distanță de stâlp între 45 și 50 de metri. Aici e apă? Știu. E apă, dar conducta problemă... Din aceste motive zic că o tăiem de acolo conducta, vedem tot venim pe partea aceasta. Conducta e nouă. Sigur. Conducta e băgată pe aici. Doamna primar, conducta a fost pusă pe râpă. Uite, vreau și eu, fac și eu o propunere. Se poate ca această stradă, care se cheamă Băloaica, întrucât domnul Ancea a fost primul om care ne-a scos din mocirlă, deci a adus aici apă, asfalt, acum mult timp, să se cheme strada Oancea. Păi dacă nu se faceți voi propunere, păi facem noi propunere. Doamna Iulica, doamna primar e venită pentru alte probleme. Să discută cu doamna, domnul Oancea, dacă e de acord. Nu. Dumnealui propune. Nu propune dumnealui, propunem noi, pentru că hai să propunem să întâi să decât, reparăm strada. Decât Băloaica e un nume. Deci, fii atent, tu pune acolo ca să vedem dacă putem ca asta.
Aici mai durează cu canalizarea, dar având terenurile, ai pe unde să treci cu conducta. Deci da. Asta cred că s-ar putea face. E o problemă aici, câte lume circulă pe aici? Mult, și din Buia. Da? Că ăsta e problema, Buia. Domnul... Și ca să știți un lucru și cred că sunteți de acord, am vorbit cu primarul de la Buia. Așa. El vine cu strada asta care iese în Băloaica. Și am putea să ne unim. Și vine el până la hotar cu noi. Mai nu știu, vreo să adică ce a spus dumneavoastră că ne putem lega cu canalizarea. O să vă arăt acum. Domnul primar, eu vă aștept la mine. Da. Să punem pe hârtie și să gândim pentru, dacă nu acum, în iulie, să văd cum stăm cu bănuții, să o punem cel târziu la anul și bucățica aia, care trebuie asfaltată și ce trebuie făcut la ea, da? Anu, păi, în momentul când vine el, anul ăsta, dacă vine el până la hotar, după aceea vă informăm și continuăm. Aia e o legătură ulterioară. Asta trebuie. Pentru că ne trebuie asta și trebuie conductă de asta apă. Asta trebuie. Asta mi se pare că este. Nu, nu, domnul Angea, nu e. Proiectul e cel care este executat aici. Dar îmi promite ceva? Da. Mă ajutați cu ceva? Stați dumneavoastră cu ochii pe cine o să lucreze aici? Vai de capul meu, păi de asta pe ei și până în oraș. Stați să vă mai spun că eu am adus pe domnul Pătru aici. Și domnul Pătru a zis că putem să o facem noi cu ADP-ul. Da. Da, numai că trebuie să schimbăm și conducta, ceea ce înseamnă da, proiect. Da, conducta și o face. Conducta, am vorbit și cu Mișu și cu Pătru da. În ziua aia când am venit aici. Așa, și așa. Mișu a zis că doar o luăm pe aia și o mutăm aici, da, că nu e o problemă, nu dăm bani. Trebuie proiect.